Femeile din municipiul Suceava au primit flori din partea tinerilor din cadrul Partidului Național Liberal. Tinerii liberali organizează aceste acțiuni anual de 1 și 8 martie. Organizația de tineret a Partidului Național Liberal a dorit să ofere doamnelor și domnișoarelor din municipiul Suceava o floare de 8 martie alături de cele mai calde urări. Acțiunea s-a desfășurat în prezența președintelui Organizației Județene de Tineret PNL, Alexandru Salup, și a președintelui Organizației Municipale de Tineret PNL, Valentin Huianu.